Bine v-am regăsit, dragi prieteni ai muzicii. Sunt Bogdan Curta, compozitor, cantautor, inginer de sunet și membru în centrul de cercetare muzicală Pompidou din Paris. Iată-mă în fața acestui Uriaș uh, microfon! Vorbindu-vă astăzi uh, despre ceva mai deosebit, o să fie un review mai scurt. Este vorba despre pop filter. Ce este pop filter? Pop filterul este acest cerc pe care dumneavoastră uh, îl vedeți uh, aici în imagine între uh, mine și microfon. O să vi-l arăt mai de aproape. El arată cam așa. Dar la ce folosește pop-filterul? Acesta este modelul clasic de pop-filter. Rolul său este acela de a estompa aerul pe care noi îl emitem, astfel încât microfonul să nu sune în mod neplăcut. Atunci când rostim siflante ca și S, T sau consoane explozive ca și B, B, buzele noastre creează un soi de mini-explozie. Trimit foarte mult aer înspre diafragma microfonului, care atunci când e un microfon mai sensibil, mai ales la microfoanele profesionale, dar în genere la orice fel de microfon, creează un sunet neplăcut. Creează niște bubuituri, niște sunete uh, joase. Uh, mai întâi de toate, vreau să vă spun că puteți comanda acest pop filter. Sunt importator direct. Am cel mai mic preț din România pe verificate. Toate magazinele care au un preț cât de cât accesibil de la mine îl cumpără. Uh, el este confecționat dintr-un material uh, textil. Modelul acesta, pentru că există diferite modele, o să le prezentăm în uh, videourile viitoare. Deci modelul acesta este făcut dintr-un material uh, textil care nu lasă aerul să lovească microfonul, dar lasă sunetul să treacă. Straturile uh, sunt foarte importante straturile de material textil uh, pentru uh, imprimarea de voci uh, eu recomand popfilterul cu strat dublu, acesta este un pofilter cu strat dublu, pentru că astfel, stratul fiind dublu, ne garantează faptul că nu o să avem probleme. Ultimul lucru pe care ni-l dorim este ca o înregistrare deosebită să fie stricată, compromisă din cauza unui sunet urât, unei bubuituri sau altor sunete neplăcute. Este foarte important, și uh, aspectul sonor. Uh, materialul trebuie să fie unul special, uh, astfel încât sunetul să nu fie distorsionat, să nu fie colorat, să nu avem un sunet uh, înfundat sau uh, modificat în niciun fel. Sunetul trebuie să fie transparent, să treacă perfect limpede, fără niciun fel de adaos plus sau minus. În schimb, aerul trebuie oprit. Recomand, așa cum am spus, pop duble. Materialul este special, construcție extrem de solidă, standul ăsta este metalic, înălțimea pop filterului are 50 de centimetri, poți să-l pui oriunde, indiferent de mărimea microfonului o jumătate de metru uh, de ajustare la discreția dumneavoastră. Dimensiunea cercului este de 15 cm. Astfel încât și soliștii mai agitați sau mai neexperimentați să nu aibă probleme dacă mișcă puțin în fața microfonului. Uh, se poate ajusta așa cum doriți. Aplicațiile sale sunt multiple, de la, bineînțeles, imprimări, emisiuni radio, Skype, gaming, realizarea de spoturi publicitare și așa mai departe. Practic nu putem să facem o imprimare audio de calitate sau un montaj audio de calitate care implică voci fără a folosi un pop filter vom avea acel sunet neprofesional, acel sunet, sunet uh, caracteristic amatoricesc, chiar dacă folosim un microfon scump. Uh, vă stau la dispoziție oricând pentru uh, masterizări, uh, imprimări, uh, sonorizări, uh, orchestrații. Puteți comanda, repet, acest filter sunând uh, la numărul de telefon de mai jos. Vă aștept la mine în studio, vizitați site-ul meu poezie.ro, puteți să-mi scrieți și pe adresa de mail yahoo.com. Până la viitoarele prezentări vă îndemn să-mi căutați muzica pe YouTube, scrieți simplu numele meu Bogdan Curta. Rămâneți cu bine dragii mei și faceți așa cum v-am spus mereu, muzică vie! din suflet pentru suflet